Superliga vă este prezentată de Superbet. Bună seara tuturor, vă spun Cătălin Berindan și Mădălin Negoiță. Avem imagini în direct de pe Cluj Arena, poate una dintre cele mai interesante partide din acest sezon regulat, super meci în Superliga, liderul contra campioana Universitatea Cluj o întâlnește pe FCSB. Este primul meci din retur pentru cele două formații și vedem formația cu care Neluțu Sabău abordează această partidă, cu Germonas în poartă. Pe linia de fund a Universității la această partidă atât de importantă se află Ovidiu Popescu, în premieră folosit pe acest post de Sabău în acest sezon. Apoi în defensivă mai sunt Masuero, Cristea și cu Kipciu. La mijloc Bota și el în premieră titular, Simion, Bic, Nistor în față, Miranian și Tiam. Miranian de asemenea în premieră titular la Universitate. Atmosferă absolut senzațională din ceea ce am putut să aflăm. Este meciul cu cei mai mulți spectatori într-un meci oficial, cel puțin. Sunt puțin peste 25.000 de spectatori la această confruntare. Iată și primul 11 al FCSB-ului. Târnovanu este în poartă, Crețu, Ghezana, Popescu și Radunovic și Chiricheș, mă rog, Chiricheș, din ce am înțeles, tocmai ce s-a accidentat în urmă cu câteva minute și va intra Ștefănescu. Niculescu Ejuma probabil va fi mijlocaș central, iar Ștefănescu va trece în flancul drept. Tot acolo este și Tavi Popescu în atac, Daniel George Bârligea, juca doar 3. Aici o greșeală a celor de la FCSB, mingea rămâne la Bota, Bota se apropie de care înșutează, respinge Târnovan un corner. De urmărit acest puști, mai ales că el a fost debutat încă de la vârsta de 15 ani în stagiunea precedentă, este un jucător cu un potențial absolut fantastic și veți vedea pe parcursul acestei partide ce tup. Din nou Octavian Popescu, excelent însă este intervenția lui Bota și pasa. Și ea foarte bună, nu este offside la Mamadou Thiam, nu este chiar preluarea ideală a lui Thiam, dar șutează chiar și așa bine dintr-o poziție incomodă, șut din afara careului. Încă un detaliu foarte interesant, Ucluj nu are niciun gol marcat din afara careului în această stagiune și tot pe aceeași temă, ca să zic așa, are în schimb aproape jumătate din cele 23 de goluri marcate cu capul. 10 goluri din 23 marcate cu capul. Perată de Cristea, iată-l pe Cristea cât de ofensiv este și nu e prima dată în această seară. E una dintre surprizele pregătite de... aici nici vorbă de fault, nici vorbă de fault. Bârsan la un duel fizic între Nistor și Bârligea dictează lovitură liberă pentru FCSB. Priviți, absolut nimic. Da. Centrează Crețu, respinge, ce greșeală face acolo Ovidiu Popescu, o minge în careu și gol! Este gol pentru FCSB. Înscrie, spuneam, inamicul public numărul 1, Bârligea deschide scorul în minutul 30, al 5-lea gol în 7 meciuri contra Universității Cluj. Foarte supărat Sabău pe Ovidiu Popescu, cel care a greșit nepermis acea minge respinsă din preajma propriului careu de 6 metri. Iată, revedem, în loc să trimită mingea în corner sau oriul de altundeva, o trimite exact în piciorul lui Musi. Musi trimite mingea în centrul careului și de acolo îl surprinde pe Germonas cu acest șut în dreapta portarului lituanian. Abia intrat pe teren, Musi livrează, iată, asistul. Ce frumos finalizează Bârligea, omul care a creat un clip viral în toată Europa după finalizarea inedită cu Midtjylland. Ovidiu Popescu de la margine.
Boboc pentru Simion. Nistor greșește, recuperează cei de la FCSB, o pasă bună pentru Bârligea și este 2-0. Cred că e offside, cred că e offside, cred că e offside totuși. Dacă nu, Bârligea chiar este coșmarul Universității Cluj. Mie mi s-a părut că e în afara jocului Bârligea, e posibil să mă înșel. După ce am scris în fața peluzei clujenilor, scrie și în fața peluzei roșu-albastre, dar aș vrea să revăd fața. E posibil să mă înșel. Și totul pleacă de la greșeala lui Nistor. Uite, uite, uite. Nu e. Nu e, nu e. Nu e, nu e. Nu e offside. Nu e offside. Și iată cum doi jucători cu experiență, Ovidiu Popescu la primul gol și Nistor la golul 2, greșesc, fac pase cadou celor de la FCSB. Aici vedem verticalizarea către trimisă de Miculescu către Bârligea și o finalizare simplă a atacantului celor de la FCSB. Încă se verifică la VAR. Pe mine m-a amuzat cel mai mult că a ridicat mâna Masoero, exact cel care o scotea din offside, era și cu fața. Da, Bârligea a stat foarte bine pentru că a alergat cât a putut paralel cu poarta adversă. Deci golul se va pune, este 2-0 pentru FCSB. Dacă nu, cumva ne înșeală pe noi unghiul, dar nu cred. Nu cred, este gol, iată. Spune și Marcel Bârsan, FCSB cu avantaj de 2 goluri pe terenul liderului. Blănuță rea jocul de la centrul terenului, trimite la Nistor, Simion și acum poate baza. Elias Haralambus în meciul cu Botoșan, Tiam șutează, însă pe centrul porții, intervenția lui Târnovanu. Cred că asta a fost cea mai mare ocazie a lui Cluj din această seară. A mai fost șutul acela lui Bota din prima repriză. Corect, da, da. 0 pentru FCSB. Aleargă Radunovic și ține mingea în teren. Continuă cu șut. Greșește șut, însă salvează Beton. Pus talpa în față, șut. Ia să vedem ce decizie ia Marcel Bârsan. Da, al doilea este galben. Este al doilea galben. FCSB rămâne în 10. Cred că aici a avut ceva de spus și Lucian Rusandu, arbitrul de rezervă. Cred că arbitrul de rezervă sau poate arbitrul asistent au voie să intervină dacă văd mai bine faza. Hai să o vedem și noi. Da, e de galben. Este pentru că vine cu talpa sus. Chiar dacă nu e atât de intens, pentru că Simion își trage piciorul, dar intervenția e de galben. Este de galben. FCSB în 10 oameni. Cam 20-22 de minute maximum, cu tot cu minutele adiționale. Să spun ceva, Bietu. Pentru Odrea, acum Boboc, caută centrarea, Blănuță, gol! Ce final de meci avem! Centrarea lui Boboc, finalizarea impecabilă a lui Blănuță, al 11-lea gol marcat cu capul de Ucluj. Spuneam, este expert în astfel de faze, dar doi jucători veniți de pe bancă fac acest gol, centrarea ideală a lui Boboc. Ce bine dă însă și Blănuță. Și o să avem, exact cum spuneam, un final intens de partidă, FCSB în inferioritate numerică, iar Cluj care capătă probabil moral după această reușită.